care este căzută și coruptă, știm noi, de la Adam încoace. Și dacă am fi augustinieni până la capăt, așa cum ni s-a propus, nu calviniști, ci doar augustinieni, am înțelege că această tensiune între ideal și mlaștină, mlaștina din noi, este o bătălie pe care fiecare generație și pe care fiecare om trebuie să o dea pe cont propriu. Poate că dezamăgirile sunt foarte multe, după 33 de ani de obositoare așteptări, dar poate că seara de astăzi este și o invitație la o liturghie a memoriei, care să pună lumina în prim plan, mai ales că se apropie sărbătoarea luminii nașterii Domnului. În ceea ce mă privește, sunt obligat cumva să vă spun că totul se întâmplă, iată, ad hoc. Nu am vorbit cu domnul Ovidiu Pecican de 25 de ani. Ultima oară într-un tren, destinația fiind Cluj, eu am mers mai departe, am ajuns și la București, nu e un lucru bun neapărat, la București se întâmplă lucrurile urgente, aici la Satu Mare se întâmplă lucrurile importante. Vă mulțumim foarte mult pentru asta. Doamnelor și domnilor, știu că orice eveniment e bun dacă generează în primele 10 minute idei în mișcare și e prost dacă pune în mișcare mai degrabă picioarele la final. Noi nu vrem să facem asta. E o sarcină dificilă, domnule Pecican, să aducem în actualitate figura lui Maniu într-o Europa care se află la răscruce. Eu sunt un conservator și noastră ați avut răgaz să-mi criticați foarte des opiniile și perspectivele politice. E doar începutul, bănuiesc, că mă așteaptă încă câteva decenii de critică. Dar critica pe vremea lui Kant era un exercițiu serios. Nu era suficient să pui adjective sau etichete pe un om ca să asume o critică, inclusiv a rațiunii istorice sau a rațiunii pure. Trebuia să produci un silogism și chiar mai mult să faci o demonstrație. Dincolo de ceea ce ne separă sau ne unește, ne unește faptul că suntem arădeni și ne mai unește un lucru, că venim amândoi din pământul făgăduinței. Știți asta? Suntem din Transilvania cu toții. Și Moise nu era doar gângav, ci și surd. Și când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, a zis: Moise, ia-ți poporul și du-te în Transilvania. El fiind surd, a auzit Transjordania și deci toate problemele din Orientul Mijlociu. Deci fie că suntem de dreapta sau de stânga, conservatori sau liberali, social-democrați sau, de ce nu, chiar naționaliști, suntem în stare în jurul lui Maniu să stăm de vorbă, iar Maniu a avut această temeritate de a pune stânga democrată a lui Mihalache într-un dialog cu ideile conservatoare ale sale și ale altora, inclusiv ale lui Iancu Flondor. Domnule profesor, vin spre dumneavoastră ca autor a 70 de cărți. Uite, eu mi-am făcut datoria să duc una cu mine și să o și citesc pe avion, sau în avion, pe avion ar fost mai greu. Sunteți un om care realmente, și eu spun cu toată gratitudinea pentru travaliul dumneavoastră intelectual, v-ați ocupat de identitatea românească. Și ați căutat poate o linie mediană între deconstrucția făcută de unii, noi vom numi, și poate, eu știu, discursul encomiastic asumat de alții. Despre românitate, despre identitatea noastră națională s-au spus prea multe. Însă, în Europa de astăzi, vă întreb, ideile lui Maniu, ce tracțiune mai au și care este ecoul acestui ideal generațional despre care atât de frumos a vorbit profesorul Radu Sal în secolul 21? Ideea patriotică mai este actuală? Creștin democrația mai are vreo aderență și, deci, o latență? Toate aceste întrebări, sincer, mi se par presante în măsura în care vrem acum, la finalul acestei seri, să creionăm o sinteză. Și dacă omitem dimensiunea creștină a lui Maniu, cu siguranță îl vom nedreptăți. Dacă uităm felul în care el a criticat pe Brătianu pentru centralismul etatist al acelor conducători din anii 20, iarăși pierdem un element esențial din definiția creștin-democrației, care este respectul pentru subsidiaritate. Cum îl vedeți noastră pe Maniu? Mai este actual sau este pur și simplu o figură a istoriei? Puteți aprinde becul. M-aș bucura să participăm toți la această discuție. În primul rând, vă mulțumesc, domnule Neamțu, că reluăm discuția după 25 de ani, de unde am lăsat-o, oarecum. Și în al doilea rând, mă întreb dacă merită să spun ceva, pentru că dialogul nostru a descurs atât de bine la început, când ați vorbit numai dumneavoastră, și iar eu am băut apă, încât e păcat să-l tulburăm. E foarte frumos ce ați spus, păcat că ați vorbit ca un intelectual. Unele lucruri le-am înțeles, v-am putut urmări. Să încerc să... Ironia e o formă de afecțiune, dintotdeauna.
Nu, ca profesor din instinct fac asta și dumneavoastră ați făcut, ați zis deja o mică anecdotă, o mică... Al minte lumea se plictisește după un lung parcurs. Și eu mi-amintesc că ce am citit în Memoriile Reginei Maria, la un moment dat în care își amintea ce se întâmplase dimineață, zice, în Parlament, Maniu și ardelenii lui, iar au dat-o pe ungurește, ca să nu înțelegem noi. Vorbeau între ei. Am întâlnit și dumneavoastră, probabil, mulțumesc, fenomenul acesta printre studenții basarabeni, care uneori când vor să se simtă intim și să vorbească peste capetele noastre ale profesorilor și colegilor de la Cluj, vorbesc în rusă, dar asta nu înseamnă că n-ar fi patrioți. Eu cred că, nu știu, probabil fiindcă vin din cartierul Pârneava, un cartier periferic, după cum știți, altfel decât Micalaca, al Aradului, cred că percep lucrurile un pic altfel în afara acestei dimensiuni. Cred că pentru mine Iuliu Maniu înseamnă un om care avea probleme cu spatele, durea coloana și nu se mai putea îndoi de la un moment dat încolo. Stătea drept tot timpul. Și mie începe să mi se întâmple lucrul ăsta. Era mai flexibil în tinerețe. Asta am ajuns probabil dintr-o greșeală de percepție, să apreciez foarte mult la el. Omul care spunea drept în față lucrurile, asumând toate riscurile, până și pe cel al morții, după cum s-a văzut, și l-a asumat cu succes, a murit. Dar totuși să nu uităm, ca un ardelean destoinic a trăit 80 de ani. Adică au sărit toți gardienii asupra lui, tot partidul, cenzura, securitatea, toată lumea, a rezistat 80 de ani. Dezamăgitor pentru lucrătorii sistemului torționar, dar minunat exemplu pentru noi. Eu cred că văd în Maniu, și deocamdată o să încep oarecum regional aici, cu Transilvania, că n-am încotro. Cred că văd în Maniu, într-un fel, un continuator al lui Avram Iancu. Avram Iancu nici el, de la un moment dat, când și-a dat seama că nu mai are de ce vorbi, nici măcar cu împăratul, n-a mai vrut să mai vorbească. A preferat să se refugieze într-un soi de melancolie, care a devenit o boală, să cânte la fluier și să își facă faimosul testament. Și Iancu era, să zicem, un jurist, un avocat. Și Maniu a fost un avocat. Amândoi erau intelectuali. De curând am regăsit un portret al lui Avram Iancu făcut de un român, Mișu Pop. Avram Iancu nu este cel știut cu țundră și cu chimir lat. Este îmbrăcat ca un general austriac sau maghiar. Într-o uniformă, are mustățile epocii. E un om al vremii lui, dar e Avram Iancu, e al nostru, e cel știut. La rândul lui. Deznădăjduit și totuși atins de un viciu pe care Maniu a știut să-l evite. Așa este, dar încă în acel portret e Iancu cel tânăr, generalul Revoluției. Iuliu Maniu, la fel, dacă ne gândim că a preluat în acea tinerețe a lui, la 24 de ani, a preluat Viena și a făcut ordine acolo în momentul în care Imperiul cădea, nu-i puțin lucru. A venit repede la noi la Arad și a continuat tratativele cu Oscar Iasi într-o manieră decisivă. Eu am republicat ceea ce Horea Medeleanu, regretatul critic de artă, tot arădean de-al nostru, bănățean prin origine, publicase o scrisoare pe care o adresa, nu mai știu exact cărui interlocutor, Traian Vuia, marele bănățean care a zburat, după cum știm, în marginea Parisului cu un aparat. Și zicea, ce ați făcut? V-ați pripit. Ați cedat în fața regatului român. N-ați negociat. N-ați negociat poziția elitelor românești din Transilvania și Banat. Ce se va întâmpla acum cu noi? Sigur că Maniu și cei care au mers pe această idee au văzut ulterior greșeala, dar ceea ce era mai important este că au realizat unirea. Și eu cred că au realizat-o nu ca niște naționaliști sau ultranaționaliști, dimpotrivă. Erau foarte deschiși în dialogul cu maghiarii, cu austriecii, cu toți ceilalți. S-a văzut că în al doilea război mondial, cu americanii, cu englezii, etc., Maniu și cu ceilalți au pus înaintea orice idealul acesta al unității românești, cred. Dar au făcut-o din perspectiva unor intelectuali și oameni politici cu formație centrală europeană. S-a spus aici. Maniu a studiat într-o ambianță și reformată, a studiat într-o ambianță catolică, a ajuns la Budapesta, la Viena,
acolo s-a simțit la fel de bine ca și Eminescu sau ca și Slavici. A contat foarte mult acest episod, pentru că le-a dat o anumită coerență intelectuală, care a reverberat și într-un anume mod de a-ți afirma caracterul în durata lungă. Maniu, cred că este într-un fel un soi de unchi spiritual al lui Cioran. Sigur, tânărul Cioran o luase razna, o luase pe Tarla, cu extrema dreaptă. Și bătrânul, să știți. Probabil că da. Dar nu cu extrema dreaptă. Pe bătrânul l-am studiat. Dar ce vreau... Da, ci fratele, ci fratele lui Relu mai mult cu extrema dreaptă. Dar ce vreau eu să spun este că de pe filonul ăsta al lui Maniu, care a găsit un partener de dialog, ca să nu zic de duel, în Brătianu, în Liberal și în ceilalți, atunci când a fost cazul, când nu îi se înțelegeau proiectele, cum ar fi de pildă proiectul regionalist, să zicem, sau atâtea altele, atitudinea față de Constituția, care urma să fie adoptată în 23. E bine, peste tot, vedem o sursă de inspirație, parcă pentru Cioran, care, știm foarte bine, visa o Românie cât China, nu? Și cu o cultură ca a Franței. Cred așadar că în Maniu aș vedea nu atât un, sigur nu-i neg aceste trăsături, un greco-catolic. Noi vorbim în mod interesant între noi ortodoxii acum. Nu m-am gândit la asta, da. Nu? Da, eu da. Nu vă știam în postura asta niciodată, nu m-am știut în postura asta. Dar nu fac caz de asta, dar... Mă bucur că sunt un ecumenic, îmi plac foarte mult. Domnule profesor, nu e vorba despre dumneavoastră, nici despre mine în această seară, e vorba despre Maniu. Este vorba despre Iuliu Maniu, care totuși, repet, ne pune o întrebare. S-a născut în secolul XIX, a murit, iată, acum 70 de ani. Și de acolo, de la Siget, ne privește, într-un fel sau altul, cu această interogație. Mai sunt idealurile generației lui actuale? N-am pus o întrebare în zadar. S-au făcut trimiteri la chestiuni extrem de, cum să spun, presante ale zilei. Au fost evocate portrete de alaltăieri apărute pe scenă. N-aș fi vrut să facem și noi asta. Dar întrebarea fundamentală cu privire la europenitatea lui Maniu, mi se pare că rămâne undeva în aer și îmi permit să o reiau, acum cu gândul că pot să provoc în noastră un ecou. De ce? Se întâmplă foarte des când călătoresc în țară să mă întâlnesc, și o să fiu foarte onest, pentru că vreau să-i salut pe acești distinși domni, deputați liberali, național-liberali, care au propus acest proiect. Foarte des mă văd cu Robert Sigartău, foarte des mă văd cu Adrian Cosma. Și ei sunt foarte drăguți și îmi prezintă câte un coleg de partid și îmi spun, iată primarul nostru vrednic. Și întreb foarte uluit, sincer, ce căutați la București? Și toți îmi spun foarte, foarte legitim, căutăm la București fonduri, căutăm la București susținere, căutăm la București să ne întâlnim cu un ministru, de la mediu, de la transporturi, de la dezvoltare. Căutăm la București, iată, îngăduința celor de la CNI care pot sau, să nu, sau nu pot să facă ceva pentru comunitatea locală. Acest tip de politică care se face astăzi, cu privirea doar spre București sau doar spre Bruxelles, este o politică pe care, iertați-mă domnule Pecican, niciodată Maniu nu și-ar fi imaginat-o. El a crezut atât de mult în reziliența comunităților locale, în puterea de autogospodărire a omului în sine și apoi a comunității sătești, apoi a comunității orășenești, încât dependența față de centru i s-ar fi părut un afront. Pentru Maniu, demnitatea umană presupune o relație de egalitate între periferie și centru. Pentru Maniu, București a fost un loc al nesfârșitelor abuzuri. Pentru constituționalistul Maniu, Carol al II-lea reprezenta această întrupare a ideii de Führer la noi, acasă, care de fapt era o idee întrupată pentru Cioran de capitanul. Cioran era un mare admirator al lui Corneliu Zelea Codreanu. Și de aceea, democratul Maniu astăzi merită evocat, că a răspuns la ambele extreme. Și fascismul și comunismul au fost pentru Maniu idei detestabile, pentru că ele ofensau demnitatea umană. Orice formă de colectivism, orice agregare a identității plecând de la colectivitate și nu de la persoana umană purtătoare de chip și mai puțin de asemănare a lui Dumnezeu, reprezenta pentru Maniu o pierdere în plan moral. Maniu a intervenit în anii 40 pentru salvarea evreilor și lucrul ăsta se spune prea puțin. A făcut-o ca și Traian Cociuba, din Valea lui Mihai, un țăran evanghelic din județul Bihor, al cărui nume este menționat, e adevărat, în Yad Vashem,
la Ierusalim, alături de regina Elena, mama regelui Mihai, care la rândul ei a intervenit pentru salvarea a 600 de evrei. Fac această trimitere la documente inedite în volumul modest, e adevărat, dar percutant pe această direcție, Visul României Mari. Maniu reprezintă o figură care trebuie recuperată din punct de vedere internațional, tocmai pentru că a fost, într-adevăr, în mod natural, un apărător al democrației de tip anglo-american. Și atunci, europenitatea lui și deschiderea lui, dacă vreți, naturală, transatlantică, astăzi pe mine cel puțin mă pune în criză, pentru că realmente idealurile lui Maniu nu le văd, nu mi se par că sunt evidente, nici la Bruxelles, nici la București. Dacă dumneavoastră le vedeți, domnule profesor Pecican, și puteți să-mi dați referințe precise de oameni care duc mai departe viziunea lui Monet, viziunea lui Adenauer, viziunea lui Schumann și a lui Maniu asupra unei Europe a națiunilor și a narațiunilor care se ancorează în ideea de libertate și de demnitate, atunci eu mă plec în fața acestor oameni, să dea Dumnezeu ca ei să fie cât mai mulți, dar în același timp mă tem că acest deficit, această problemă a amneziei istorice și acest deficit de recunoștință și de recunoaștere, care atât de clar a fost lămurit în această seară, este responsabil pentru absența unor lideri veritabili. Cred că și în România și în Europa ne trebuie lideri, cum a fost Maniu. Acum aștept răspunsul dumneavoastră. Să mai beau puțin apă, nu? Da. Da, e nevoie în continuare de asemenea lideri și da, și dacă nu-i vedem, probabil că există. Ce am văzut noi astăzi a fost relieful unor politicieni și membri ai societății civile tratați în registru pamfletar extrem de bine justificat de domnul profesor Radosav. Și am văzut o apariție derutantă din politică a unui distins domn aici de față care vorbea ca și cum ar fi aparținut formațiunii AUR, deși aparținea PSD-ului. Poate că vom putea întrezări o translație în viitor în această direcție. Cred însă că oamenii de echilibru, ca și Iuliu Maniu, cei care sunt patrioți fără a fi naționaliști sau ultranaționaliști șovini, cei care sunt, dacă vreți, democrați, fără să alunece după ocazii într-o direcție sau alta, înspre totalitarisme, sunt extrem de necesari. Din păcate, sunt mai puțin vizibili pe scena noastră politică și publică. În perioada interbelică de liceu, un cerculez literar care a intrat în istorie ca unul faimos, nu zburătorul, dar care nu l-a propulsat înspre poziții de mare vizibilitate în avanscenă. La fel Maniu. Cred că era destul de antipatic multora băieților de mingi, celor care glumeau, zâmbeau, dar care nu apreciau foarte mult demnitatea și seriozitatea ca atare. În general, dacă ai o replică de spirit, încă din secolul XVIII francez lucrurile merg așa, nu? Lumea te aplaudă. Dacă stai într-un colț și meditezi și apoi faci un gest de substanță, unii îl vor observa, alții nu îl vor observa, li se va părea că e firesc, dar vor zice, n-ai spirit, nu merge. Așadar, mereu o figură ca a lui Gore Pirgu din Crai de Curtea Veche, a lui Matei Caragiale, va face o impresie mai colorată audienței și asistenței. Eu cred că exemplar pentru Iuliu Maniu este, cine s-ar gândi poate, faptul că probabil cel mai mare romancier al modernității românești, Liviu Rebreanu, i-a dedicat expres un roman, romanul despre Horea, Crăișorul. Ediția critică a lui Nicolae Gheran restituie acest lucru. Multă vreme romanul a fost reeditat fără dedicația respectivă. E bine, când arta, cultura cea mai viguroasă a unei națiuni face o plecăciune în fața unui om public, să nu continuăm obișnuința de a vedea în asta o plecăciune lingușitoare. Să vedem o expresie a stimei deosebite, zic eu, și cazul lui Maniu este cel care întemeiază asemenea observație, cred. Așa este, nu întotdeauna liderul este extrem de vizibil în materie de literatură sau artă, dar în materie de politică, liderul trebuie să fie vizibil pentru a asuma cu adevărat riscurile pe care Maniu nu le-a ocolit. Maniu a fost vizibil în 1918,
Maniu a fost vizibil în 22 pentru că nu a fost prezent acolo unde regele îl aștepta. A fost vizibil în 33, a fost vizibil în criza din 38, a fost vizibil în 47, chiar și pentru George Călinescu, care l-a disprețuit alături de Silviu Brucan, într-o cronică abject, într-adevăr, acestui proces. A fost vizibil în această verticalitate, când și-a privit dușmanii de la înălțimea demnității sale, precum un sfânt Gheorghe care poate să zdrobească capul șarpelui, a fost foarte vizibil. De aceea pledoarea mea este pentru vizibilitate. Domnul Neamțu, permiteți-mi să vă pun de asta dată eu o întrebare. Cum vă explicați că, am văzut și astă seară, oameni de bună credință organizează concursuri pentru elevi, pentru a, cum să spun, împrospăta memoria istorică asupra lui Maniu, dar încă nu s-au editat toate discursurile, toate luările lui de poziție publice, după 33 de ani de libertate, că nu ne mai obstaculează nimeni. Dacă aș fi ministru culturii, ceea ce știu că nu vă doriți, aș putea să vă dau un răspuns. Dacă aș fi măcar șeful Institutului de Istoria sau de Investigarea Crimelor Comunismului, cum s-a întâmplat să fiu, sau al Academiei Civice, v-aș putea ajuta. Dar nu sunt într-o postură în care să răspund pentru nesocotința instituțiilor publice. Sunt un simplu cetățean. Să se întrebe, dar interogația este validă și chiar am vorbit în aceste zile cu prieteni apropiați, pentru că sunt fascinat și de un alt lider, bucovineanul Iancu Flondor, despre care se vorbește foarte puțin, Sfinxul de la Bătăgin pe de-o parte, dar și boierul de la Storojineț. M-a interesat la un moment dat corespondența între cei doi, a existat o corespondență și stăm prost cu toți liderii Marii Uniri. Stăm prost în restituirea foarte multor documente, stăm inclusiv cu cea Rosetti, cu pașoptiștii, încă stăm inclusiv prost cu Brătianu însuși, dușmanul lui Maniu, nu stă îngrozav și se apropie anul 1927, va trebui marcat în 2027, și cu referire la Brătianu și cu referire la Ferdinand. Dar spuneți-mi, avem vreo monografie temeinică până astăzi despre Iuliu Maniu? Exact asta discutam înainte de a veni în această sală. Nu avem asemenea monografii și ele, când se întâmplă să apară, de multe ori vin din afară. Și știți foarte bine, inclusiv o monografie credibilă a lui Codreanu a fost produsă de un neamț, mai degrabă decât un român, și lucrul ăsta spune ceva despre școala istoriografică pe care nu o reprezint, fiindcă dumneavoastră sunteți istoricul și eu sunt filozoful, dar nu vreau să vă supărați pe mine, fiindcă vă respect prea mult și chiar această carte m-a fascinat. Aveți nu doar această capacitate de a cuprinde o suprafață foarte mare, ci și darul eminamente literar, de a pune ideile într-o dinamică atractivă. De față de acord că eu reprezint școala istorică actuală. Din păcate, nu acesta este cazul. Bun, deci avem minusuri. Avem minusuri și aș vrea să ieșim din această obsesie a neputinței, a nefericirilor noastre ca români. Ele sunt evidente. Dar suntem cumva provocați, repet, pentru că avem în față un viitor care trebuie gestionat de cineva, dacă vreți să fim pe pilot automat și să dăm altora această responsabilitate de a ne gestiona destinul istoric și național. Inteligența artificială vine. Nu știu, ChatGPT-ul nu știu dacă poate să înlocuiască omul de la Cotroceni, dar sigur ar face-o bine, dar deocamdată nu se poate constituțional vota. Un robot de la ChatGPT ar fi mai bun decât un robot de la Cotroceni. Dar totuși, credeți că ar fi mai ieftin să trimitem în Dubai? Revenim puțin la lucrurile serioase, fiindcă gândiți-vă încă o dată Maniu. Maniu a fost un om care a crezut. Hai să ne gândim la chestiunea asta fundamentală. Că românii, care erau bătuți cu vergele în 1905, la Măderat, județul Arad, doar pentru că îndrăzneau să cânte ceea ce ați cântat dumneavoastră, Deșteaptă-te române. Românii pe care a încercat să-i apere și Goga, dar și slavici, trecând prin închisoare, românii aveau nevoie de o casă. Și că nu trebuiau să fie conduși de la Budapesta, ci că trebuiau să facă ceea ce Woodrow Wilson a acceptat într-o târziu, în 1918, anume să asume dreptul la autodeterminare. Eu văd filozofic cum aceste concepte de autodeterminare, de subsidiaritate, continuă să fie nesocotite în dialogul nostru, dar fundamental ăsta a fost crezul lui Maniu, că noi suntem capabili să ne gestionăm destinul istoric. Că nu trebuie să fim nici o colonie, că nu trebuie să fim nici neapărat o parte a unei provincii, că trebuie să fim o țară. Ăsta a fost un gând al lui Maniu pe care el l-a dus la bun sfârșit. Mă întreb, a greșit sau nu? Părerea mea este că suntem o țară de țări. Pe de-o parte, Moldova, țara românească, Dobrogea, dacă vreți, Oltenia, țara de sus, Moldovei, țara de jos, Transilvania, cu Parțiu alături, nu? Ei bine, în același timp, suntem parte dintr-o țară care se cheamă Europa.
Și cred că e un proiect. Nu există viabil. Un demos, iertați-mă, nu există un demos european. Există un demos românesc sau unul polonez. Există un popor polonez, există un popor maghiar. Nu există un popor european. Vedeți aici diferențele dintre noi încep să apară. Eu sunt un filozof politic conservator care crede că trebuie să respecti datul natural, iar limba nu are nevoie de un plebiscit ca să apară. Naționalitatea, confesiunea, aceste lucruri sunt realități organice, ca și familia, care apar fără intervenția statului, fără un decret al unui comisar de la București sau de la Bruxelles. Și aceste realități, care includ națiunile și narațiunile lor fondatoare, mi se pare că astăzi se estompează. Mie mi se pare că ni se propune o lume în care granițele acestea lingvistice și culturale să fie tot mai mult șterse de o nouă identitate, vă rog să o definiți dumneavoastră, care este clar amorfă, a cetățeanului global, care nu mai știe de ce e un lucru măreț să te fi născut, iată, în sat mare, de ce e un lucru nobil să porți cu tine identitatea de moroșan. Aceste foarte frumoase, spectaculoase elemente de rafinament vestimentar, culinar, de memorie locală, toate aceste lucruri sunt pur și simplu distruse de malaxorul identităților naționale care văd că vine peste noi ca un tăvăluc și care realmente produce o nouă realitate antropologică. Ce mult mi-ar fi plăcut să fiți consecvenți și să apăreți în opinci, în cioareci, cu o șubă. Ar fi fost extraordinar. Vedeam eu cu tranzistorul și cu mobilul. Să știți că nu mă rușinez nici de aceste superbe straie când e cazul. Am venit în postura de cărturar, nu neapărat de om al satului, dar dacă insistați, pot să fac și asta data viitoare asta să ne dăm întâlnire cu asemenea straie. Până una alta, puteți să-mi emulați dumneavoastră exemplu și nu ați greșit deloc. Să vă spun ceva în legătură cu zisele dumneavoastră de adinioare. Am fost cu soția mea să prânzim îndată ce am ajuns aici. Am fost la un restaurant local. Cum se cheamă? La Manila am fost. Îl știți? Proprietarul vorbea mai bine decât mine românește. A zis că e de 16 ani aici. Era extraordinar. Când merg la Cluj, la Profi, mă servesc doi sirieni care vorbesc impecabil limba română. Ei sunt poporul nostru. Ex toto orbe romana. Mă așteptați un pic că vin și arabii, ceilalți răsar toți din cred cort. Cred că dumneavoastră vă grăbiți să-i aduceți, da? Nu, au venit deja, nu-i aduc eu. Cred că i-aș duce dumneavoastră ca politician. Mai curând. Încă o dată, cred că noi confundăm rolurile. Insistați să spuneți că sunt politician și n-am deținut nicio funcție. Și nu sunteți. Politică. Bineînțeles că nu sunt. V-am văzut la televizor. Să știți că la televizor apar și alte figuri decât nu, cele pe care le detestați. V-am privit. Domnul Pecican, cu respect și dacă îmi dați voie, aș vrea să încheiem cumva această discuție, care nu e despre diferențele între noi. E despre ceea ce ne unește. Și ceea ce ne unește... Nici nu sunt diferențe, suntem doi băieți frumoși. Recunoașteți. Și dacă îmi dați voie, ultima mea intervenție, apoi microfonul vă aparține, am să închei cu gândul meu pentru această seară legat de figura inspirațională a lui Maniu pentru tinerele generații. Vedeți, se fac foarte multe cursuri astăzi de leadership, se fac foarte multe prezentări în materie de dezvoltare personală. Și putem să râdem de acești oameni care se duc în această nouă lume a unui discurs evident secularizat, dar care are o rădăcină stoică despre autodepășire, despre cum poți fi un om mai bun, o versiune reușită a unui proiect pe care alții l-au ratat. Deci, în această conjunctură în care tinerii, care nu s-au îngrămădit neapărat să vină în această sală, în această seară, caută disperat modele, disperați modele și le găsesc, din păcate, acolo unde noi nu avem, din fericire, timp să mergem, pe TikTok sau mai știu unde, mă gândesc că Maniu poate fi pus ca o icoană, dar nu într-un sens hagiografic, pentru că a avut și el tot soiul de provocări, ci poate fi pus ca un model real, integru, de bărbăție asumată, care pur și simplu recoltează toate calitățile și atributele liderului democrat care crede în libertate. Și am să spun rapid de ce cred asta. A fost întâi de toate Maniu un profesionist, a fost un om cu meserie. Și supărarea unor intelectuali justificată, de plin justificată în fața noastră, a tuturor, în fața națiunii, pleacă de la faptul că foarte mulți politicieni astăzi nu au ce face în afara politicii, nu au o meserie. El a avut-o, a practicat-o excelent, a fost un poliglot, n-a avut complexe de inferioritate în fața nimănui și în felul acesta a putut să stea drept și să aibă această fermitate în negociere. A fost un om capabil să construiască echipe.
A fost un om capabil să mentoreze, așa cum foarte bine a spus domnul Sigartău. A lăsat în urma lui ucenici. A cunoscut de asemenea spiritul acesta antreprenorial în sens politic. Nu a considerat că un eșec temporar este o definiție a personalității lui. E un eveniment eșecul, dar nu este și o persoană. Era capabil să dialogueze cu adversarii. Am spus că în 37, da, s-a văzut cu detestabilul, nu, pentru atâția, Corneliu Codreanu, ca să diminueze cantitatea de violență din societatea românească care ajunsese la paroxism. A făcut gesturi pe care alții l-au socotit imprudente. Deși era anglo-american, a stat de vorbă cu aliații lui Hitler. A fost, deci, un om capabil să-și mențină principiile, să fie flexibil fără să devină clătită. Ceea ce este foarte important. A fost, spuneam, un om al valorilor verticale, dar mereu deschis la negociere. Și cu asta am să închei, cu ceva fundamental care îl definește din punctul meu de vedere, și anume un detaliu romantic, un detaliu despre viața lui afectivă. Toată lumea știe că în această temniță cumplită de la Sighet, care a fost într-adevăr ușor cosmetizată prin restaurare, și asta o știm de la mărturia lui Nicolae Carandino, Iuliu Maniu, înainte de a-și da Duhul, pe lângă rugăciunile pe care și le-a spus ca un bun greco-catolic, Iuliu Maniu a invocat și a evocat în gând mai mult figura aceasta sublimă, diafană a unei femei, Clara, care era unguroaică. Și sunt de acord. În umanitatea lui cuprinzătoare, în universalitatea sau catolicitatea ființei sale exemplare, Maniu a putut să iubească o persoană care, al minter, venea dintr-un alt context etnic și cultural, o unguroaică. Nu s-a căsătorit cu ea. Dar a fost marea lui iubire, a fost iubirea care l-a urmărit mereu ca o interogație. Fiindcă între iubirea de țară și iubirea pentru o femeie, el a ales iubirea ca un fel de himeră pentru un popor pe care alții astăzi l-ar decreta ficțiune. Clara însă este numele unei sfinte pe care un alt martir al Bisericii Universale a iubit-o. Într-un sens pur, într-un sens curat, într-un sens duhovnicesc, Sfântul Francisc. Clara și Francis de Assisi, două suflete care s-au îndrăgostit în Hristos, în lumină, de această posibilitate a înveșnicirii noastre, în care Iuliu Maniu a crezut. Pentru că Maniu a știut să iubească, nu doar o abstracțiune, ci și o persoană, pe Clara din Șimleul Silvaniei, cred că trebuie să-l iubim și noi. O dată în plus. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu că ne-ați ascultat. A fost un dialog incitant, cred că. Totuși în România încă se mai poate vorbi. Probabil că dacă domnii ar fi vorbit puțin mai spre est, ar fi sărit de la un balcon. Da, în direcții diferite. Ne apropiem de final. Se vorbea aici despre mentor și discipol, despre modele, despre nevoia de a avea un model, de a avea o busolă în buzunar și buzunarul vesel să nu fie spart. Iuliu Maniu s-a inspirat din figura luminoasă a lui Simeon Bărnuțiu. Dar și el, la rândul lui, a avut un discipol, cel pe care unii dintre noi au avut
uriașa șansă existențială chiar să-L cunoască. Pe Corneliu Coposu. Și-am dorit ca programul nostru să-L încheiem cu o rugă pe versurile lui Corneliu Coposu, muzica aparținând lui Valisterian. Și-l rog pe Adrian Lupescu, pe folchistul nostru de serviciu, cum se spune, folchistul de partid. Nu e de partid, e mai mult de atât, să ne cânte cele două versuri pe care Corneliu Coposu, acest, cred că demn urmaș al lui Iuliu Maniu, le-a scris tot în închisoare. Și eu am așa o senzație că atunci când Corneliu Coposu a murit în 1995, am simțit că ceva s-a rupt în mine. Și fi sigur că dacă Corneliu Coposu n-ar fi murit în 1995 și ar fi apucat atunci când Convenția Democrată a venit la putere în 1996, eu sunt convins că istoria României ar fi fost astăzi alta. Dar istorie contrafactuală noi nu putem face. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Doi, merge, perfect. Mulțumesc. Până la urmă, cei din urmă, într-o zi, vorba aceea, vor fi cei din tâi. Vorbea domnul, mulțumesc. Vorbea domnul deputat Robert Sighartău la început despre mentor și elevi, elev spiritual, bineînțeles. Și Iuliu Maniu, la rândul său, a avut un elev spiritual, și anume pe Corneliu Coposu. În anul 1947, atunci când aceștia vor fi arestați, lui Corneliu Coposu îi se va propune securității semneze o declarație mincinoasă împotriva lui Iuliu Maniu, oferindu-i se libertatea. Bineînțeles că acesta nu va fi de acord, astfel 17 ani va fi închis. Din închisoarea de la Râmnicul Sărat, acolo unde își va petrece majoritatea timpului, sub teroarea comunistă, acesta, pentru a nu-și pierde mințile, fiind închis într-o celulă fără întuneric, fără lumină, în întuneric, singur, va începe să scrie. Iar una dintre operele lui este o rugăciune, sau, mai bine spus, o pledoarie pentru iertare, intitulată Rugă. Eu cred că acest poem subliniază foarte bine faptul că mai mult decât orice în viață contează credința și rezistența. Fiți vă rog atenți la felul cum muzica poate bandaja cuvintele din rana unui trecut tragic. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita libertate. Seamănă întinderi de credință și sperește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură, și așterne peste munți de zgură liniștea, iertarea și seninul.
Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Și sporește roa îndurării. Mulțumesc!